toate? Ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Jucăm dublu sau nimic în deșteptarea la această oră. Avem un premiu de 800 de euro, așa cum se întâmplă în majoritatea dimineților noastre. Alina din Râșnov e în direct cu noi. Bună dimineața, Alina! Bună, Alina! Bună dimineața tuturor! Ce veselie la Alina! Ce faci, Alina? Bine, mulțumesc, vă așteptam de când? Acasă, la serviciu, unde ne aștepți? Nu, sunt casnică, din păcate, n-am serviciu. Nu-i nimic. Ei, facem rost de niște bani în dimineața asta. Cu puțină atenție. Singur acasă sau cu vreo vecină? Sunt cu soțul. Cu soțul. Păi tragi o echipă puternică. Alina, trage-l lângă tine pe soțul, că o să fie nevoie. Da. De puțin este ajutor. Este. Știi regula, trebuie să dai tu răspunsul final, da? Da. Da. Azi Luca nu ne-a dat niciun nu indiciu. S-a cerut eu, dacă mi se cere, cerem. Da. Te ofer, prieten, nu fi răutăcios. Dar e valabil indiciu de ieri. Știi indiciu de ieri, Alina? Ai ascultat concursul de ieri? Mă, că nici eu nu mai știu. Am prins sfârșitul, că am fost plecată de dimineață. Spune, domnul cu laboratorul de chimie și avea o întrebare, era pe calapodul lui. Era din fizico-chimice. Așa, și n-a prins-o. Dar poate o prinde astăzi, Alina. Dar astăzi a rămas în picioare întrebarea, Alina. Alina, nu e nimic complicat, trebuie doar să lași deoparte emoțiile, și tu, da, și soțul, da? Le dați deoparte, pur și simplu. Sunt chestiuni pe care sigur le știți, trebuie doar să nu... Să prindeți momentul ăla în care vă vin răspunsurile foarte repede, da? Da, mulțumesc. Bine, 6 secunde ca să răspunzi la fiecare întrebare. Plecăm de la 100, 200, 400 și poate, cine știe, 800 de euro în dimineața asta la Râșnov. Cum îl cheamă pe domnul soț, Alina? Petre. Gata. Alina și Petre în dimineața asta fac bani în deșteptarea la dublu sau nimic. Regia, muzica, vă rog. 100 de euro. Începem așadar concursul de astăzi de la 100 de euro. Alina și Petre, ne concentrăm, că nu e greu deloc, da? Da. Dar trebuie să vă concentrați puțin. Alina, nu mai are voce. E mai lungă întrebarea. Fii atent. Fiți atenți. Ia. Cum se numea mașina de război folosită din antichitate, mai ales la asediul cetăților, pentru a arunca pietre sau proiectile de mari dimensiuni asupra inamicului? Catapultă. Am avut puțin emoții. Da. Bravo, Alina! Da, 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 da. Așa este. Și avem un breaking news, să știți. Ia. La dublu sau nimic. Ah. Eu chiar te-am luat în serios. Câți bani am dat ieri? Ieri n-am dat niciun bani. 4. Da? Păi și... Am început de la 200. Trebuia să începem de la 200 de euro. Da, mă, tată. Ce tare! Că ieri n-am dat niciun bravo, ban. Bravo, bonus! Alina, deci ați câștigat 200 de euro! 200. Mulțumesc, frumos! Excepțional! S-a dublat premiul în direct. Asta e în premieră. Da. Nu s-a mai întâmplat. Și acum, avantajul vostru, Alina, e că Luca o să păstreze setul de întrebări ca pentru 800 de euro. Da. Un grad de dificultate... accesibil. Mai chichitito. Așa că puteți câștiga 1600 de euro în dimineața asta. Aveți 200 deja. Zim dacă mergeți la 400. Puteți să-mi spuneți din ce domeniu? Nu putem să spunem nimic. Te întrebăm doar dacă vrei să mergi mai departe sau nu. Din păcate, ăsta e regulamentul. Pot să-ți spun că nu e greu. Niciuna din cele trei întrebări pe care le-a pregătit Luca astăzi nu are un grad de dificultate foarte mare. Foarte mare. Dar asta a doua chiar nu e grea. Sincer, n-am câștigat niciodată. Așa. În afară de puțul meu în viață. Păi uite, gândește-te cât noroc ai avut în dimineața asta și pe neatenția noastră ți-ai dublat premiul, practic. De la 100 l-ai făcut 200 de euro dintr-un foc. Puteți face 400. Vă cred și vă mulțumesc din suflet, Dana. Uite, ia câteva secunde, că noi ne luăm cu altele aici prin studio. Discută cu soțul tău, cu Petre. Vedeți voi acolo ce și cum. E mai bine pentru familie. Și reveniți, da? Da, mulțumesc. Adică păstrăm legătura. Ia zi, da, Luca, da, ce mai faci? Hai să-i lăsăm să discute un pic.
Eu aș merge mai departe. Adică, ai merge mai departe, da. Și eu aș merge mai departe. Acum mi se pare accesibilă, foarte accesibilă chiar. Da, domn profesor ar merge mai departe din principiu. A treia poate să mai... Da. Nu există, mă. Cum să nu știi la a treia? Serios? Da. Da. Da, Alina? Da. Mă opresc că sunt niște bănuți pentru mine. Mulțumesc din suflet. Așa este. Eu înțeleg, pe Alina, da. Vă înțeleg, Alina, și felicitări. Mă bucur că am putut să vă mulțumesc, ajutăm mulțumesc. Cu banii ăștia. Bravo! 200 de euro. Alina din Râșnov. Ce emoție am, mulțumesc! Bravo, ne bucurăm mulțumesc. Foarte mult pentru tine și să-i cheltuiești cu plăcere. O să-l rog acum pe, o să-l rog acum pe Luca să ne spună care era întrebarea a doua. Da. Cea care v-ar fi adus un premiu dublu. Încă 200 de euro. Dacă... De obicei răspund și eu. Păi da. Și o să vezi că era tare ușoară. Ia să vedem. Întrebarea era ce element chimic are numărul... Asta era pentru ieri, pentru colegul cu colaboratorul. Are numărul 82 și simbolul PB. Petre cu barbu, cum se zice la taxi. Plumb. Ai văzut, măi, Alina. Lasă, nu fii supărată. Nu sunt, vă mulțumesc din suflet că am intrat în direct cu dumneavoastră. Oricum ai, oricum ai fost dublu norocoasă, odată că te-a selectat computerul și doi că de fapt s-a plecat de la 200 de euro în loc să se plece de la 100. Incredibil. Bă, dar ce a fost în mintea noastră? Ce a fost? Ne-am luat cu checul ăla de dimineață. Checul? Nu, eu m-am luat de ieri cu ceva. Că de ieri am uitat. Da. Mulțumesc, Alina, felicitări! Mulțumesc! Felicitări, salută-l pe Petre din partea noastră. 200 de euro au mers la... sau merg la Râșnov în la această Râșnov. Dimineață la dublu sau nimic. Mâine chiar o luăm de la capăt, plecăm de la 100 de euro. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.